Băi, dar nu-mi cape, mă, nu-mi cape de asta. Acum, acum. Și bun. Bun, bun, bun. Ia puțină pizza, hârculiță. Salutare, nocivanilor și urșilor panda. Bine v-am găsit la un nou episod de Granny. Știu că vă place foarte, foarte mult seria aceasta, așa că dacă vreți în continuare, lăsați acolo un like, scrieți în comentarii și dacă nu sunteți abonați, abonați-vă. Hai să începem direct. În acest episod vreau să o arunc pe Granny în fântână. Nu știu dacă o să miasă, -mi nu cred că merge efectiv, dar o să încercăm cât mai bine să o aruncăm acolo și să o blocăm în fântână, să vedem ce se poate întâmpla. Și dacă mai aveți alte episoade, cum ar fi să-i capului capul lui pe ghilotină și multe altele, lăsați acolo un like, să facem, nu știu, o mie de like-uri dacă se poate și scrieți în comentarii ce alte episoade de genul mai vreți sau orice alte jocuri, dacă mai vreți, scrieți-mi acolo. Tot ce trebuie să facem este să căutăm Weapon Kill, probabil voi la început ați văzut deja Că noi am reușit să o împingem pe babă, dar nu vă arăt chiar totul, vă arăt doar mici secvențe. Hai să vedem. Sau dacă n-am pus la început, înseamnă că nu am pus. Hai să vedem, dar eu cred că am pus. Ce ziceți? Direct după weapon key. Nu am mai jucat Granny de aproximativ, um, cât să zic, 3 zile, cam așa. Opa, avem cleștele. Hăți. Tot ce trebuie noi să facem este să facem rost de weapon key. Sper că o să-l găsesc cât mai repede pentru a nu pierde timpul, dar oricum, dacă nu-l găsim super repede, asta nu e o mare problemă. Bine, baba. Asta nu e o mare problemă pentru că o să terminăm jocul dacă nu. Dacă suntem foarte aproape de a termina jocul, o să-l și terminăm și practic facem și un gameplay și toate cele, dar v-am zis, cel mai important lucru în acest episod este să o aruncăm pe hârcă în fântână. Uite aici, pac, îi dăm mare bucată și o aruncăm în fântână. Iar dacă vreți și dacă mai susține seria asta de Granny, o să o punem pe Granny și aici și tăiem capul cu ghilotina. hăți direct. Frumos, îi dăm așa. Și Și am despicat-o. Mi se pare interesantă treaba asta și cu ghilotina. Dar asta mi se pare mai grea cu, cu fântâna. Bine nebuna. Am văzut că au încercat câțiva youtuberi chestia asta și că nu le-au prea ieșit, dar poate nouă ne iese. Cine știe? Hmm, hârca se pare că a venit acolo, dar noi plecăm de acolo și ne ducem super repede. Aș vrea să caut puțin în bucătărie pentru că există o șansă destul de mare să găsim o weapon acolo. Avem aici o capcană, să ne uităm și pe aici. Să nu cumva să fie ceva și să ratăm. Aici avem ciocanul? Da, avem ciocanul aici. Ok. Deci, se pare că putem merge sus acum. Sper că nu-i hârcă aici. Hârcă! Nu! Hârcă nebună! N-am apucat să căutăm încă. oh Aolo. Aolo! Ce cupul nebună! Deci încă n-am apucat să căutăm nici în bucătărie, nici în baie și cam niciunde. Mergem frumos pe aici. Să sperăm că hârca se duce acolo. Noi o să mergem. Gata, știu, știu, știu cum mergem. Nu o să facem dreapta aici. O să facem stânga. Să deci vedem totul decurge cum trebuie. Da, filmez. Bun. Se mai întâmplă câteodată să nu apăs pe filmare și să vorbesc practic ca prost. Singur. Și nu vreau treaba asta. Bun. Acum trebuie să mergem sus și să dăm lemnele la jos. Sper că nu dau de hârcă. Așa ar fi normal să nu dau de ea. Deși eu cam aud aici. Hârcă. Hârcă. No, bine, mă! Băi, frate, mă! Jur că m-am speriat teribil. Efectiv, îmi mâinile direct. Nu mă așteptam să fie acolo. Nici măcar o secundă. Am auzit că e în apropiere, dar totuși... Fu, se pare că hârca nu prea vrea să fie aruncată în fântână și știe cam ce plănuim noi. O așteptăm să vină, să ne deschidă ușa și pac, fugim repede, luăm ciocanul care este aici în stânga, ne ducem sus, dăm repede repejorul lemn de lelea și să sperăm că o să găsim weapon Q acolo. Deși nu prea cred că avem mari șanse, dar ne dă o altă cheie, poate de la safe key, poate de la orice altceva. Hai tu, nebună. Intr-o dată. Nu mai intri? O pus iară capcană. Mai lasă-mă, nebună, cu capcana ta și nu te duc acolo, că acolo vreau să merg eu. <laughs> Cări că ne trebdică. exact acolo mă se duce ea, mă. Sau se duce în cameră? Hai că e bine, e bine, e bine, e bine. Nu știu pe unde vine nebuna. Ok. Aolo! Ești nebun. Ia putem să închidem ușa. Ok. Mergem super, super repede aici. Dăm ăstea jos. Făți, făți, Ne ascundem. Sigur o să vină hârca acum. Nici măcar nu mă gândesc că nu ar veni. Trebuia să fug repede prin baie pentru că puteam. Da, acum e prea târziu. Sau nu e târziu? Ok. Mai vine mă hârca sau nu mai vine? Super dubios. Frate, am făcut tita mai gălăgia. Ok, vine, bun. Că avem timp să ne uităm în baie, din păcate, decât super repede așa, o secundă. Bun. Uh, acum o să mergem aici să luăm cleștele, dacă îmi amintesc eu unde l-am lăsat, să sperăm că l-am uh, lăsat aici. Nu l-am lăsat aici, bă? Eu nu mai știu unde am lăsat cleștele. Cred că l-am lăsat aici. Da, 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 la intrarea asta. Așa mi-am amintesc. Hăț. Frumos, cleștele unde -i? Aici este cleștele. Acum le putem întoarce pe aici. Pentru că trebuie să deschidem și la ușă, poate și scăpăm, cine știe. Oricum, cel mai important lucru este să găsim weapon Q ul și să luăm arma, să o aruncăm în fântână și gata. Gata cu băbuța. Hârca. Merită mă hârca, la cât de mult m speriat, sincer chiar merită. De ce ne am închis ușa aici? Să repede aici. Nu știu unde e hârca. Auelo! Vai de capul și de zilele mele. Jur că se joacă cu inima mea pur și simplu. Vai de capul meu. Îmi inima. Băi, îmi tremură inima în mine, băi. Lasă mă în pana mea. Fai, ai, 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 ai! Hârcă nebună. Îți. 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 Tragem pe aici. Weapon key? Safe key. Oh, am nimerit-o cu safe key-ul, dar aș fi vrut să nu am dreptate. Vine hârca. Oh, ai, 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 Hai să vedem, este ceva pe aici. Poate e weapon key-ul aici, nu? Nu, nu-i absolut nimic. E clar. Ba nu, mă. vai ce am scăpat, vai ai ai Trebuie să venim după aia să verificăm bucătăria Până găsim weapon cue, boșilor Alea e cel mai important, să putem să o aruncăm pe hârcă în dita mai fântână În cazul în care o să-mi ia super, super mult, adică la modul 20 de minute O să tai și o să ajungem direct acolo Dacă nu, o să lăsăm, pentru că eu vreau să și scap, dacă se poate Până să găsesc cu weapon cue, hai să vedem ce e aici Hai cu weapon kill, te rog. A, ok. Deci înăuntru, acum o să fie... E 100% o rotiță din aia. Dar rotița nu mă prea ajută. Am încă o rotiță, dar nu știu unde e playhouse kill. Va trebui să căutăm și prin bucătărie. Să vedem. E pe aici, urca? Nu e pe aici. E 100% în fântână e cheița. N-are cum să nu fie cheița. Bine, nu cheița, aia, rotundul ăla, mai nu știu cum să-i zic. Pana mea, știți voi. <laughs> Îmi scap acum. Ok, va nu mai pe penele. Voi pe oh my god. Nu mă ajută la absolut nimic padlock key ăla. Hai să vedem. Ok, vine hârca. Hai să vedem repede ce e în bucătărie. Aici nu e nimic. Ok, ok. O să vină hârca acum. Weapon key-ul nebună! Dar ce ai făcut nebună mică? Oh my god! Cât o fericire, boi, Nu-mi vine să cred. Hai, frate. Opa, Oh my god, hai să o chemăm pe hârcă. Fai de capul meu. Cât de repede am găsit tu weapon key ia că sunt curios. În câte minute? Stai că mă am putut aici. În 10 minute? E ok, decent. Pentru că acum în următoarele 2-3 minute putem să o aruncăm pe hârcă în fântână. Stați alături de nou, Chief TV, <laughs> pentru a vedea cum pică hârca în fântână. Nimic nu poate să mă oprească hârca o să cadă cu siguranță în fântână. Rămâneți alături de Nocif TV. E destul de greu, sincer. Așa că susțineți mă aici. Eu trebuie să stau undeva aici. Și când ajunge hârca acolo, se dau și să-o împing. E destul de dificil. Nu o să vă mint. O să încercăm pe cât posibil. Hai hârca. Hârca nebună. Mișcă. Mișcă, mișcă din buric. Oricum, în următorul episod, dacă strângem 1000 de like-uri la episodul ăsta, o să o punem pe greni pe ghilotina acolo și îi tăiem căpățâna. Bine, nu neapărat 1000, dar știu că vă place foarte mult seria asta și vreau să vă impulsionez mai mult. Dacă nu se strângă 1000, oricum eu o să fac video dar m-aș bucura. M-aș bucura să văd că este susținut atât de mult seria asta pe cât cred eu că este. Vine hârca, doki. O să o să, să ajungă undeva pe aici și dă-mi, dă-mi, dă, -mi, dă, -mi, dă -mi. Fii atent, fii atent. Hai nebuno. Aici, 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 aici. Și acum... Ia, tu te acolo. What? Ah! Cât e aproape. Nu, 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 nu. Ah, pachet. Mai Mai destul de greu, mai ales dacă... Uh, dacă este și asta, uh, cum e zice, găliata. Ok, o să tai partea asta de aici și o să o așteptăm din nou pe Granny Și o să vedeți continuarea, pentru că nu are sens să așteptăm două minute așa Dar eu o să stau totuși și între timp o să mai încerc să o împing Poate merge, nu, nu merge Păi hai să ne gândim Înainte să o oprim, hai să ne gândim, cum aș putea eu Păi dacă aș fi aici Nu, ar trebui Ar trebui să o duc cumva pe aici Așa, fi atent Deci vine Granny, o duc pe aici după care, când ajungem aici, iau să vină după mine și pac direct aici. Îi dau undeva aici, pac, o arunc. Bun. Asta o să fie încercarea a doua. Hai să vedem, ne întoarcem direct cu a doua încercare. Nocivanilor, suntem aici la a doua încercare. Cred că a trecut destul de mult timp și sunt la clopoțel. Sună, sună clopoțelul. Hai de la mine. Vine hârca. Hârcă. Sincer, cred că o să meargă așa sau cel puțin o să meargă mai bine. Încercăm să o ademenim pe aici, o ducem frumos pe aici, după care mergem pe lângă aia, pac, pac, pac. V-am arătat înainte, dar hai să încercăm. Hai tu, hârco! Hai, măi, că sunt clopoțelul! A, ora mesei! Hai că înainte trebuie să bei puțină apă din fântâniță, hârculiță. Hai tu, nebună! Știu că vrei să vii. Sper că nu se spawnează aici, în pana mea să-mi dea una după cap. Direct cu roșu Uite, 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 uite pe nebună. Hai nebună! Hai, 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 hai. Făți, făți. Și aici undeva. Făți! Bun, bun, bun. Hai că pare destul de ok. Și... Hai, hai, te rog! Te rog! Băi dar nu încape, mă, nu încape de asta. Acum, acum. Și... Bun! Bun, bun, bun. Ia puțină apiță, hârculiță! <laughs> Mă, hai să ping de la spate. <laughs> a, o <au> picat. <laughs> Dar oricum, oricum. A fost foarte aproape să o aruncăm. Nu merge și din cauza faptului, cred că este găliata. Oricum, dacă vă place și dacă v-a plăcut și vreți să o punem și pe Herculița aici, să tăiem capul cu ghilotina, lăsați acolo un like să facem o de like-uri dacă se poate. Știu că se poate pentru că este o serie super susținută. Eu mă bag să editez clipul pentru că nu vreau să vă las acolo să vă plictisiți până vine a doua oară Herca. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Dacă nu v-ați abonat, abonați-vă chiar acum pentru că facem 50.000 de abonați și o să fie super tare. O să postez din ce în ce mai mult, o să facem și live-uri toate nebunile, Lăsați like-ul vostru și sper că v-a plăcut episodul. Nu uitați că o să facem și alte episoade cu hârca nebună. Așa că te aștept înapoi pe canal.